Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni. Probabil că ați simțit-o așa pe pielea voastră. Lupta pentru putere este inevitabil o etapă care apare în viața oricărui cuplu. Este adevărat că putem avea neînțelegeri, dar când anume degenerează ele într-o veritabilă luptă pentru putere, atunci este de văzut ce e de făcut. Discutăm despre asta cu Eduard Puiu, psiholog. Bun venit, Edi! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Hai de întâi să spunem așa, ce este această luptă pentru putere? Dacă ar fi să dăm o definiție, ne ducem în ring, ne luăm mânușile de box și folosim drept sac pe cine? Ai folosit foarte bine termenul ăsta de ring, pentru că eu am o metaforă care ilustrează un ring într-o sufragerie și practic de foarte multe ori oamenii se invită acolo la câte un meci de genul ăsta și ai mai spus tu în prezentare că este o etapă și ar fi bine să fie o etapă. Pentru foarte multe cupluri, din păcate, este o stare de fapt, lupta asta de putere. Desigur că se constituie a fi cel mai mare dușman, cel mai mare adversar al relației în sine, pentru că e foarte bine camuflată această luptă de putere și o putem identifica chiar și în alte zone. Toate lucrurile la început sunt bune și frumoase și așa cum îngrijim, de exemplu, o floare pe care o avem în sufragerie sau pe pervaz și avem grijă de ea, sau poate mai multe, și în fiecare an face flori și poate mulțim florile pe care le avem pe pervaz și în fiecare an vedem cum înfloresc și ne dă o stare de bine, cam așa e și cu relația. Dacă nu avem grijă de relație și dacă nu ne îngrijim să înflorească și să punem apă și să curățăm de frunzele uscate, ea s-ar putea să moară. Lupta asta de putere, practic, am explicat în enumărate rânduri, vine din protecționismul creierului, alimentat de un orgoliu care este oarecum scos la suprafață de atitudinea sau de comportamentul partenerului. Ce înseamnă protecționismul creierului? Înseamnă că noi ne-am născut și el a fost construit, de cine l-a construit, ca pe un copil mic și puturos, care nu vrea să facă efort, nu vrea să muncească, nu vrea să se supună unor sarcini dificile, nu vrea să se certe, nu vrea să depoziteze amintiri neplăcute. Și toate lucrurile pe care le face, le face pe acest filon. În momentul în care suntem singuri, avem de-a face o contabilitate proprie, în care putem să ne permitem să nu facem lucruri, să procrastinăm, să ne luăm libertatea de a amâna și de a rezolva din task-uri atunci când ni se pare. Când suntem în relația de cuplu, se schimbă această ecuație. Și trebuie să ducem gunoiul, trebuie să spălăm vasele. Avem răbdare, să spălăm vasele, dar nu numai treburile casnice. Trebuie să armonizăm comportamentul nostru la nevoile partenerului. Deci dacă eu diferă foarte mult nevoile și asta este o definiție practic sau este un principiu pe care îl împărtășesc în cabinet de foarte multe ori, oamenii trebuie să înțeleagă că funcționează pe bază de nevoi. Și este esențial la început să ne cunoaștem aceste nevoi ca să știm ce să acoperim, că sunt diferit. În momentul în care nu mai sunt singur, sunt într-o relație și am nevoie să-mi fie acoperite nevoile, există această dificultate în a-mi comunica și în a folosi un limbaj asertiv, dacă vrei, prin care să ating scopul ăsta. Pentru că partenerul nu are de unde să știe care sunt nevoile mele sau poate că de multe ori nici măcar eu nu individualizez într-un mod foarte concret care sunt nevoile mele clare. Și atunci am pretenția de la partener să mă înțeleagă, să-și adapteze comportamentul și raportarea la mine, dar fără ca eu să-i comunic în ce fel. Să ne citească gândurile exact. Pentru bărbații, dacă s-ar putea. Exact. Odată cu trecerea timpului, când nu sunt satisfăcute aceste nevoi, apare o tolbă, apare un ghiozdan, unde depozităm tot felul de neplăceri, tot felul de lucruri care nu ne convin, de comportamente negative pe care le-am recepționat din partea partenerului și de foarte multe ori nu suntem dispuși să creăm conflict, le lăsăm acolo. Pe principiu, hai lasă că poate se schimbă, poate se întâmplă, poate de la sine nu va mai proceda de maniera asta și așa mai departe. Doar că tolba aia începe să fie din ce în ce mai grea. Și în momentul în care e grea, creierul are o problemă, pentru că el nu vrea să se chinuie. Și
apare în scenă cimpanzeul, ăla mic, care e depozitat aici, maimuțica depozitată în creierul reptilian, care începe să speriată, că e din ce în ce mai greu și e din ce în ce mai mare efortul, să-și ceară drepturile, să vrea să arunce de acolo din ce am magazinat, să le arunce fix în fața partenerului, dacă se poate să-l nimerească cu chestiile alea. Da, toți trecem așa prin această etapă, pentru că mă gândesc că atunci când formezi un cuplu cu cineva, bineînțeles că te iubești, te placi, te respecti și așa mai departe. Nici prin gând nu-ți trece că la un moment dat poate exista această rivalitate, nu? Această competiție, pentru că nu intru într-o relație cu cineva ca să mă duelesc, ca să zic așa. Avantajul celor care au trecut prin alte relații și au învățat de acolo, este că cine știe să scoată un feedback și cine știe să extragă, să zicem așa, niște învățăminte folositoare, le va uzita în relația în care este, probabil cu succes, pentru că iarăși creierașul, că el funcționează doar pe sisteme, da? Are această teorie între durere și plăcere. Încearcă să evite durerea și să obțină plăcerea. Și cu alte cuvinte, dacă în relația anterioară s-a fript, acum încearcă să aranjeze lucrurile de așa manieră încât să fie bine. Repet, asta este o condiție pentru oamenii care au un sistem cognitiv echilibrat și fac lucrurile mai mult sau mai puțin în echilibru. Depinde cât de tare intervin emoțiile peste ei. Pentru că în momentul în care există conflict cu partenerul, deși tu ai învățat, deși tu ți-ai lucrat chestiunile din trecut, eu spun că întotdeauna emoția bate cogniția, cel puțin în prima fază. Și ni se întâmplă tuturor. Poți să fii un călugăr tibetan sau poți să fii un om de la colțul străzii fără casă, întotdeauna emoția va domina, cel puțin în prima fază, sistemul cognitiv, rațiunea, logica. E foarte greu de ținut piept valului de emoție. De-aia intrăm repede în lupta de putere și când ajungem după îndrăgosteală, așa cum spui tu, și nu avem capacitatea să înțelegem, să aplicăm. S-au întâmplat niște lucruri disfuncționale în fostele relații. Ok, ce trebuie să fac acum? Primul rând că trebuie să am eu un set de reguli, de limite, că limitele sunt ale mele, limitele nu le pun partenerului. Până aici pot eu, până aici duc eu. Da? Eu trebuie să am filtrele, să știu, ok, mi s-a mai întâmplat să mă las pradă unui tipar de femeie care mă conduce într-o anumită zonă. Trebuie să am niște filtre și acolo să încerc să pun stop. Pentru că în virtutea îndrăgostelii oamenii sunt oarecum foarte dominați de dopamina aia în exces și le lasă, precum plasele de la cumpărături, le lasă jos, da? Filtrele, rațiunea, tot ce au învățat în trecut. Cel mai bine ar fi să ții totuși plasele la mână și să încerci să aplici că e în favoarea ta. Lupta de putere apare în perioada de după îndrăgosteală, de multe ori apare chiar și în perioada asta, în momentul în care avem lucrurile neșlefuite și nu avem un concept clar despre relația de cuplu și mai ales, ceea ce vreau să subliniez de fiecare dată, faptul că oamenii nu-și văd scopul final. De fapt, lupta de putere este despre amănunte, este despre gunoi, este despre șoșoni, papuci, n-ai făcut, n-ai... Teoretic, aceste lucruri ar fi așa, neimportante, nu la prima vedere, doar că sunt mici și scâietoare, nu? Și dacă aceste lucruri se repetă, nu ajungi la erodarea relației. Exact. Dacă oamenii ar vedea care este interesul suprem, și anume echilibru, starea de bine, să construiești conservarea respectiv. Să construiești ceva într-un mod echilibrat și care să furnizeze amândurora. Pentru că și aici este alt concept pe care oamenii nu-l înțeleg. Eu vreau să-mi fie mie bine, încerc să-mi câștig niște drepturi și intru în lupta de putere, dar printr-un efect de bumerang, dacă mie bine și nu țin cont de binele partenerei, s-ar putea ca ea să fie nefericită. Și în felul ăsta eu nu am cum să fiu ok, pentru că ea nefericită va face o serie întreagă de acțiuni și va avea un comportament care, vrei nu vrei, îmi va altera și mie starea. Deci este o ecuație, jumătate de ecuație, neînțeleasă chestia asta și oamenii astfel de calcule trebuie să-și facă. Așa este, dar această rivalitate, această luptă pentru putere se dă și când vine vorba de partea profesională?
când vorbim despre carieră, de exemplu, poate sunt cupluri care au un business împreună și au o afacere împreună sau lucrează într-o companie împreună. Poate apărea aici competiția sau celălalt se poate simți, nu știu, pus pe locul secund sau poate este invidios pe succesul partenerului și așa mai departe. Lupta de putere apare, poate să apară și pentru o farfurie de cartofi prăjiți. Deci ce să mai vorbim despre business? Că de fapt ce înseamnă lupta de putere? Înseamnă că eu nu vreau să fiu submisiv în relația pentru că voi avea de suferit. Da? Despre asta este vorba. Lupta de putere înseamnă, vezi, vin lucrurile într-un mod antropologic explicate pe vremuri. Femeia avea alte misiuni în casă, mult mai casnice, și era oarecum mult într-o relație de vasalitate față de bărbat. Da? Și ulterior, când a început această echilibrare de forțe, de drepturi și de obligații, femeia își dorea foarte mult să nu fie călcată în picioare de bărbat. Și intră în această luptă de putere, evident atacând partea masculină, partea leului, care nu înțelege de ce trebuie să negocieze poziția lui de leu. Și în felul ăsta, deja, gata, lucrurile sunt pecetluite. Dar dincolo de chestiunea asta, în zilele noastre, eu cred că este doar lupta asta de putere este alimentată de un orgoliu exacerbat. Pentru că și orgoliu, foarte puțini oameni, uite, dacă ai o curiozitate, trimite un reporter pe stradă și întreabă definiția orgoliului. O să vezi cât de greu le este oamenilor să dea o explicație, o definiție pertinentă a orgoliului. Practic, spus așa foarte empiric, orgoliul reprezintă titlul, reprezintă leitmotivul la tot ceea ce mi-a fost mie refuzat și tot ceea ce n-am putut eu să fac în perioada mică. Și astăzi, de fiecare dată când sunt pus în fața unui astfel de fapt, eu scot orgoliul ca să demonstrez că eu de fapt pot. Da? Uh-huh. Deci, orgoliul este cel care alimentează această luptă de putere, este prost înțeleasă pentru că nu suntem undeva deasupra hărții noastre ca să ne dăm seama că de fapt oaza de liniște este acolo, la margine. Degeaba ne luptăm aici în cartier cu bandele de răufăcători, cu câinii vagabonzi, că de fapt noi trebuie să ajungem acolo. N-avem de rezolvat multe lucruri aici. Acolo este oaza de liniște. Și cum gestionăm această rivalitate? Rivalitatea asta, în primul rând, așa cum spuneam, trebuie înțeleasă pe baza maturității și pe baza conștientizării. Pentru că termenul ăsta este probabil mai sofisticat pentru unii, dar înseamnă a-ți da seama, a trăi în prezent. A învăța din ceea ce tu faci. Uite, știi, de multe ori eu dau un exercițiu oamenilor în cabinet să stea 10 minute seara, ei cu ei, într-un fotoliu, să-și pună un ceai sau un pahar de vin și să facă un remember de peste zi. Să se gândească ce a fost bine, ce a fost rău, care au fost emoțiile dominante, cum au gândit raportat la un episod anume, pentru că trecând în revistă lucrurile astea, tu ești mult mai prezent în viața ta. Și poți să pui lucrurile cap la cap. Și asta te poate ajuta și în relația de cuplu, pentru că odată ce îți faci niște procese de conștientizare, poți să-ți dai seama când ai fost în offside, când nu te-ai comportat ok, într-o luptă de putere directă, toate forțele creierului și ale organismului, da, a corpului fizic, sunt concentrate pe fight. Niciodată nu își vor face în momentul ăla un proces de autoanaliză să zică, da, cred că și hai eu pe mai e foarte așa, rar chestia asta. Da, trebuie să ai autocontrol, trebuie să... Și asta vine din antrenament, pentru că psihologia este un antrenament continuu. Și cum aplanăm lucrurile, ca să zic așa, cum e mai bine? Există niște tipare comportamentale pe care noi le întreținem. Există niște șabloane. Dacă tu, de exemplu, că știi foarte clar cu soțul tău, în anumite momente când există tensiune, cam știți fiecare cum se comportă, ce va spune, câte secunde va ține supărare sau minute sau chiar ore și așa mai departe. În momentul în care am constatat că ne ducem direct cu capul în zid, mai bine, stăm și ne retragem un pic așa, vedem care au fost până la momentul ăla tiparele noastre, da? Deci desenul, dinamica comportamentală până la momentul respectiv și e clar că aia nu funcționează. Este clar că e o rețetă eronată. Și atunci încercăm, dar nu atunci, ci a doua zi, mai stăm, chiar a doua zi, momentul în care suntem acolo în bucătărie și tăiem ceapa, gătim ceva pentru seară și negociem modul în care ne comunicăm
rezolvarea acestei probleme. Deci niciodată nu se va rezolva peringul de box, nu vom găsi soluții și nu vom negocia. Nu ne împăcăm peringul de box, asta este clar. Clar, demontați-l din sufragerie. Așa facem. Îți mulțumesc tare mult, Edi, și te aștept cu mare drag și data viitoare să mai povestim. Mulțumesc. Dragilor, toamna este anotimpul ideal pentru slăbite. Practic, știți, are toate ingredientele necesare pentru a scăpa de colăceii depuși peste vară. Doamna Carmen Țenescu, nutriționist, a venit astăzi între prieteni și ne dă așa din casă, ne dă toate secretele. Bun venit! Bună! Mă bucur să te găsesc din nou! Și eu mă bucur și că a venit și toamna, pentru că am zis așa că avem toate ingredientele care o să ne ajute, nu? Pentru a avea o siluetă de vis, o siluetă așa cum vedem noi în reviste, nu? Pentru că, hai să recunoaștem, vara s-au mai dus oamenii la All Inclusive, au mai pus acolo niște șunculițe pe aici pe acolo, acum se uită în oglindă și vor să fie din nou fit. Corect, da, toți ne dorim asta. Da, au fost perioadele de concedii, încă mai sunt. Ideea este că trebuie să ai grijă când te întorci din concediu. Suntem toți tentați de a începe o dietă bruscă. Drastică. Drastică, exact, drastică. Vrem să slăbim și să fim ca înainte de concediu, poate mai bine decât înainte de concediu, și atunci suntem un pic disperați, ceea ce nu este tocmai bine pentru noi și pentru organism. Te-am zis că ne alergă cineva, nu? Da, vrem să arătăm bine și să slăbim repede. Nu. Ideea este, trebuie să fim echilibrați. Trebuie să menținem un echilibru și zic trebuie, chiar dacă nu-mi place acest cuvânt, dar chiar este nevoie să păstrăm un echilibru în alimentație și în viața de zi cu zi. Este important să, ai zis de toamnă, au apărut multe legume și fructe specifice toamnei. Este bine să profităm de fiecare aliment al anotimpului respectiv. Vinetele, ardeiul, capia, varza, gogoșarul, toate sunt sănătoase în perioada asta, toate sunt, e bine să le luăm din piață, e foarte important să spun, să le luăm din piață, pentru că nu sunt bio în piață, dar sunt naturale. Măcar știi și că au crescut exact, acolo în grădină. Au crescut undeva, acolo, da? În grădină și noi vrem să slăbim, nu neapărat să slăbim, să slăbim sănătos, este mai important decât a slăbi. Dar toamna sunt alimente sățioase? Adică putem să mâncăm alimente sățioase și să ne simțim bine și să și ardem acolo din calorii? Alimente sățioase. Hai să zicem sănătoase. Sănătoase și care să ne și sature. Adică apropo să simt de satietate, acolo că plec cu da, ceva. Da, uite, legumele și fructele conțin foarte multe vitamine și minerale care au un rol foarte important în organismul nostru. Dar pe lângă aceste vitamine și minerale regăsim fibre. Fibrele care dau acea senzație de sațietate, pentru că ziceai de sațietate. Este important, rolul lor este extrem de important în organism și ne dau această senzație astfel încât mâncăm mai puțin după ce consumăm fructe și legume. Fructe și legumele ar trebui să nu lipsească din dieta, din alimentația niciunei persoane. Nu spun dietă, pentru că, de fapt, noi nu trebuie să ne raportăm la o dietă, ci să ne raportăm la un stil de viață sănătos din punct de vedere alimentar. În momentul în care cineva spune că vrea să slăbească, este important să se gândească că trebuie să schimbe stilul de viață din punct de vedere alimentar. Uite, mă gândeam acum la exemple, la ce găsim noi acolo pe tarabe și mi-a venit acum în minte dovleacul plăcintar pe care îl putem valorifica la maximum. Foarte și sănătos. Și aici mă gândesc la o supă cremă de dovleac, apropo de alimente sățioase, nu? Păi, dacă mănânci o supă dintre aceea cu niște crutoane, nu-ți mai trebuie nimic, niște ore bune. Cel puțin este foarte bine pensez. Să mănânci o supă de dovleac cu niște crutoane. Este bine și sănătos să adaugi și smântână. Bineînțeles. Ideea este să ai grijă la cantitatea de smântână pe care o folosești și la cantitatea de crutoane. Pentru că una e să adaugi două linguri de crutoane și altceva să fie patru linguri de crutoane. Sau smântână, o lingură de smântână. Să fie mai da, exact. Ușoară, nu? Și smântâna să fie... Măi, uite, din punct de vedere al lactatelor, eu recomand... Ce-ți place? Să consumi ce-ți place, chiar dacă laptele respectiv are 3,5% grăsime. Pentru că în momentul în care se extrage grăsimea din lapte, se extrag și vitaminele și minerale. Și atunci organismul nu își mai ia ce are nevoie ca să funcționeze corect. Dacă ai grijă la cantitatea pe care o consumi de lactate, indiferent că e lapte, iaurt, brânzeturi și altceva, dacă ai grijă la cantitate, poți să mănânci ceea ce-ți place. Eu merg pe acest principiu. Poți să slăbești sănătos și frumos consumând ceea ce îți place. Însă echilibrul, exact cum am spus la început, este foarte important.
Să mai dăm așa câteva exemple, apropo, pentru că toamna este anotimpul perfect. Ardei Ucapia. Ardei Ucapia. Bogoșarul. Cum îl valorificăm? Conțin acel licopen. Da, licopenul care are un rol important în organism, da, luptă cu radicalii liberi și are de 10 ori o putere antioxidantă mai mare decât vitamina E. Este foarte important să consumăm legumele și fructele în stare crudă. Ei, uite, asta mai mult. Să te întreb, dacă îl facem copt, dacă îl gătim, dacă îl punem la cuptor, ce facem? Roșii, ardei capia, gogoșar, pentru că conține acest licopen. După cum bine știm, licopenul are o putere mai mare în momentul în care este preparat, da? Aceste legume, da, le putem prepara fără probleme și le putem consuma și preparate, pentru că nu își pierd din nutrienți. Însă, alte legume este bine să le consumăm în stare crudă, pentru că așa organismul beneficiază de nutrienții de care are nevoie din legumele respective. Fructele la fel. Ideea este, putem să facem și smoothie, atât de fructe cât și de legume. Facem un smoothie de struguri? Apropo de... Facem un smoothie de struguri. Ideea este să avem grijă cât de des îl consumăm, pentru că strugurii conțin o cantitate mai mare de zahăr. Eu nu interzic. Da, dacă consumi un smoothie de struguri, nu știu, o dată la 2 săptămâni, să spun, este în regulă. Dacă consumi de 3 ori pe săptămână, se schimbă datele problemei și atunci... Și o să te miri că de ce nu slăbești, nu? Exact. Deci echilibru, trebuie să ne păstrăm echilibru, să nu intrăm într-o dietă bruscă, să nu intrăm în drastic, pentru că tot ce este brusc, drastic, dăunează organismului, slăbești pe moment, după care kilogramele încep să se acumuleze. Își cheamă prietenii și... Da, pentru că organismul, după cum știm, are memorie, în momentul în care tu nu-i dai ce are nevoie... O să se gândească să-și facă câteva provizii pentru când iar va veni momentul de șoc și zici, da. Opa, ce ai făcut? Și atunci este bine, da, să păstrăm un echilibru. Este foarte important să păstrăm echilibru. Cum facem cu varza și conopida, că tot este toamnă, nu? Varza și conopida. Le consumăm cum ne place. Salata de varză, eu o recomand în orice perioadă a anului, salata de varză, pentru că varza este acel aliment care conține acele calorii negative, în sensul că organismul consumă mai multă energie să digere produsul respectiv decât energia pe care și-o ia de la produsul respectiv. Și atunci salata de varză este binevenită oricând. Da, le putem folosi și ca supă de varză, mâncare de conopidă, adică trebuie să avem grijă la conopida pane, de exemplu. Nu spun nu, însă spun atenție la cantitate și la cât de des consumați produsul respectiv. Mă mai gândesc la broccoli. Broccoli este delicios, crud. Crud. Și făcut la aburi, nu preparat foarte tare. Asta spun că alimentele, legumele, dacă le preparăm foarte tare, își pierd din nutrienți. Și atunci e bine să găsim un mod de preparare cât mai puțin nociv, cât mai aproape de crud. Uite, eu recomand legumele ca snacks-uri, de exemplu. Așa, sau ca o gustărică, da? Gustărică. În momentul în care îți este foame, fugi repede la frigider. Stai și mănâncă... acolo niște morcovi. Exact. Da. Morcovi, castraveți, ardei capia, fiecare ce place. Am clienți care mănâncă sfeclă, care mănâncă varză crudă, care mănâncă... Și atunci prefer să mănânce ce-i place, dar să fie crud. O legumă crudă este tot timpul potrivită în orice moment al zilei. Ce ar trebui să eliminăm așa din dieta noastră și să nu o facem drastic, așa cum tot spunem? Să eliminăm din, da, din dietă. Nu pot să spun că recomand să elimin ceva, doar mâncarea fast food. Pentru că, da? Știi prea bine că lumea atunci când slăbește spune așa, eu de mâine nu mai mănânc deloc pâine, nu mai mănânc deloc paste, nu mai mănânc deloc dulce și așa mai departe. Eu spun nu. Nu trebuie să eliminăm nimic, ci doar să avem grijă la cantitate și la combinațiile pe care le facem și la cât de des consumăm produsul respectiv. Bine, am spus nu la majoritatea alimentelor. Nu o să pot să-ți spun, da, poți să mergi la fast food și să mănânci tot timpul. Nu. Însă și pâinea are rolul ei în organism și cartofii au rolul lor. Este greșit să crezi că dacă vei mânca cartofi, vei consuma cartofi, nu o să slăbești. Ba da, fără niciun fel de problemă. Însă trebuie să ai grijă cum îi prepari și cât de des îi mănânci. Apropo de dovlecei, cum îi facem? La grătar. La grătar? La grătar, sunt, da, perfecți la grătar. Sau la cuptor. Dovlecei, pane, da, sunt delicios. Cu usturoi. Știu, și mie îmi plac. Și eu mănânc. Însă am grijă cât de des îi consum. Pentru că totuși este prăjal. Da? Ne ferim de prăjel cât mai mult. Asta nu înseamnă că nu putem să mâncăm ceva prăjit la un moment dat. Dar există și alternative la prăjit. Poți să faci la cuptor un șnițel, în loc să-l faci prăjit, poți să-l pui la cuptor. Într-adevăr, nu are același gust. Însă, este mult mai sănătos.
Și tu vrei să slăbești sănătos. Și dacă este să punem și niște carne acolo, lângă aceste legume despre care am perfect. Tot vorbit. Carne și legume, carne combinația slabă. Perfectă. Carne slabă. N-o să-ți spun nu, să nu mănânci ceafă de porc. Da? Ceafă pentru este că... cea mai bună legumă, știm asta. Însă, da, corect. Mai ales pentru bărbați. Însă, la fel, cât de des consumi. Orice fel de carne conține fier. Carnea conține proteină. Este nevoie de carne în organism. Nu vorbesc de cei care sunt vegetariani sau preferă să nu mănânce carne din alte considerente. Însă are rolul ei în organism. În momentul în care nu mănânci carne, trebuie să ții proteinele din alte legume și este bine să ții cont că ai nevoie de proteină în organism. Apropo de asta, pentru că mulți taie carnea de pe listă și spun, ok, îmi iau proteina din linte, îmi iau proteina din mazăre, din fasole, corect. E bună proteina asta vegetală. Este bună și proteina vegetală și proteina animală. Însă fiecare are rolul ei și trebuie să mănânci o cantitate un pic mai mare ca să poți să suplinești. Doar că, asta spun, mă repet, echilibru este foarte important. Nu trebuie să tai nimic de pe listă. Nici pâinea. De ce să tai pâinea de pe listă? O tai pe albă. Este... Nu? O tai pe albă. Hai fă pâine în casă și este mai sănătos așa. Însă, la fel, cantitatea de pâine. Două felii de pâine cântăresc 100 de grame. Pe zi? Două felii de pâine pe zi sunt suficiente și recomandate. Cum facem toamna? Pentru că știu că se instalează așa frigul și temperaturile reci, mă gândesc că ne fac așa să mai topim din calorii. E un mit sau e adevărat? Încă suntem la începutul toamnei. O să fie un pic mai greu mai prin noiembrie-decembrie. Însă dacă tu tot timpul anului ai avut o alimentație echilibrată, ai avut cele trei mese principale, ai avut gustările, ai avut diversitate în alimentație, nu o să-ți fie greu să... Este un pic mai greu și când zic un pic, chiar mă refer, un pic mai greu trecerea de la concediu, de la all-inclusiv, de la răsfăț, că a fost un răsfăț, la alt stil de viață. Însă ideea este că o faci treptat, nu ai intrat din concediu duminică și luni, nu. Nu, începi să ai grijă să reduci cantitățile de mâncare, să reduci cantitatea de alcool pe care sigur ai consumat-o în concediu și atunci trecerea va fi mai lentă. Apropo de alcool, mă gândesc la must, pentru că este timpul recoltei, da, și corect. Se face must. E bun? E foarte bun. Numai că ai grijă la cantitate. Da, este bun și mie îmi place mustul și eu îl consum. Este delicios, chiar este. Chiar mai pun must la congelator pentru iarnă, pentru că îmi place la un moment dat să mai simt gustul respectiv. Însă la fel, un pahar nu este niciun fel de problemă, dar să nu fii mai mult. Acum depinde foarte mult și în ce moment ești. Dacă vrei să slăbești 5 kg sau vrei să slăbești 20 de kg, contează foarte mult. Ideea este că nu trebuie să faci lucruri bruște. Adică cineva care, uite, a consumat în concediu sau o mai lungă perioadă de timp 2 litri de suc pe zi, dacă de mâine nu mai consumă suc, nu o să se simtă foarte bine, nici la nivel fizic și nici la nivel psihic. Și atunci trecerea este bine să o facem un pic mai lent, nu brusc. Uite, mă gândesc că și la sucul de roșii pe care o să-l prepare gospodinele noastre. Delicios! Mai ales că vorbeam de acel licopen mai devreme, exact. Și în momentul în care se prepară, are beneficiile cresc, este perfect. Este perfect. Este perioada în care începe să se facă zacusca. Acolo este un pic mai greu din punct de vedere al uleiului, dar poți să o consumi peste iarnă fără niciun fel de probleme, la fel având grijă la cantitate. Nu trebuie neapărat să mănânci zacuscă pe pâine, da? Poți să mănânci și zacusca pe dovlecel, poți să mănânci pe ardei capia însoțită de castraveți, adică există și alte alternative. Este perioada în care încep să se pună murăturile. Foarte sănătoase și foarte bune și recomandate chiar în dietă. Au probiotice? Murăturile? Au probiotice și ajută extraordinar de mult imunitatea organismului. Deci este bine ca iarna noi să consumăm murături. Însă nu reprezintă o problemă... Dar nu au o cantitate mare de sare? Nu înmagazinează în ele multă sare? Și mă gândesc la cei care au diverse probleme cu tensiunea și mai știu eu. Acum depinde foarte mult, nu știu, fiecare pregătește după o anumită rețetă murăturile respective. Da, au cantitate un pic mai mare de sare. Însă la fel, nici nu pot să spun că... În afară de apă, nu pot să-ți spun ceva care poți să-l consum fără restricții, da, știi? Da. Adică după apă ar veni legumele, dar în rest nu pot să zic, poți să mănânci câte vrei. Important este să fii o persoană asumată. Este foarte important să-ți asumi, nu știu, ce ai mâncat astăzi, dacă vrei să faci o greșeală, dacă vrei să te răsfeți, dacă vrei să mănânci, nu știu, mai multă zacuscă astăzi și știi care conține ulei și nu-ți face chiar foarte bine, dar preferi să o mănânci și mâine, începi să te reglezi, dacă în rest
Este în regulă. Este foarte important. Știi, mai devreme a fost un... cred că a fost un psihoterapeut la tine. Da, da, da. În emisiune. Da. Da. Este foarte important stima de sine pe care o avem. Este foarte importantă în echilibru persoanei respectivă. Pentru că în momentul în care ai o stimă de sine scăzută, multe persoane se duc către supraalimentare. Da? Stresul și neîncrederea îți provoacă o stare de disconfort și te duc un pic spre supraalimentare, ceea ce nu este corect. Este important, de altfel, și sportul, mișcarea. Ai fost în concediu, te-ai răsfățat, ai stat mai mult la soare, nu știu, nu te-ai mișcat suficient. Este bine să începi mișcare. Nu neapărat sport, dacă sunt persoane care nu prefer. Dar mișcarea este importantă pentru organism și pentru dietă. Foarte important. Hai să mai vorbim și despre fructe, pentru că ne-am tot împărtit acolo în zona legumelor. Bun. Eu vreau să știu așa de gutui și de prune, pentru că sunt peste tot și sunt delicioase. Sunt delicioase. Gutuile, prunele, perele, sunt merele. Bine, le regăsim tot timpul, merele, perele. În perioada aceasta, prunele și gutuile sunt acolo unde trebuie să fie și în momentul în care, în momentul oportun. Se fac, faci compot de gutui. Faci compot, faci gem. Și mâncărică de gutui. Da, se face. În anumite zone ale țării exact. Se face. Da, da, da. Și mâncărica de gutui. Sunt sănătoase, conțin multe vitamine și minerale. Nu conțin foarte mult zahăr, este în regulă. Eu fructele le recomand la gustări sau mai bine ca mic dejun. Uh-huh. Pentru că atunci organismul își ia elementele nutritive de care are nevoie. Facem o salată de fructe. O salată de fructe, exact. Dar nu mai punem dar și le combină. Nu mai pun. Nu. Au destul de... Nu, absolut deloc. Nu, fără zahăr. Fără zahăr, nu. Da. Au destul... Fructoza este mai sănătoasă decât zahărul, dar totuși face parte din categoria respectivă. Da, sunt foarte bune. Gemul de prune, gemul de gutui, știu că se mai face dulceața de gutui cu nuci, dulceața... Într-adevăr, crește indicele glicemic, crește aportul caloric. Însă nu este un capăt de țară dacă mănânci o felie de dulceață pe pâine sau, nu știu, două lingurițe cum îți place. Sau... Deci nu este niciun fel de problemă. Am avut clienți care mâncau, crede-mă, dulceață în fiecare zi câte o linguriță. Au spus că nu renunță la acest obicei. Nu este nicio problemă. Nu aia te îngrașă. Iar strugurii, de exemplu, putem să-i folosim tot așa pe prima parte a zilei să-i mâncăm ca mic dejun? Și fără niciun fel de problemă. Pentru că ai spus că au mult zahăr. Dacă este vorba acolo, de dacă este vorba de gustări, atunci undeva în jur de 15 boabe de struguri. 15 boabe la doar? La gustare, da. Păi mănânci de revelion 12 boabe să-ți meargă bine. Cum să mănânci 15 boabe? Nu, la gustare. La micul dejun poți să folosești, să mănânci mai multe fără probleme, dar totuși conține zahăr. Important este să mănânci... nu știu, strugurile care îți place, statea soiuri de struguri. Eu mizez foarte mult pe confortul psihic al tău, da? În momentul în care mănânci, vreau să mănânci ce îți place și să te bucuri de ceea ce mănânci, pentru că energia pe care o să o ai atunci o să se manifeste în tot corpul, da? Nu mă interesează să mănânci ceva care să nu-ți placă doar pentru că trebuie. Nu trebuie nimic. Trebuie să mănânci ce îți place. Cum facem cu cerealele? Integrale. Le mai mâncăm tot așa dimineața? Da, cum să nu? Cereale sunt în orice moment al zilei, dar este recomandat dimineața. Cereale integrale, pentru că aceste cereale conțin fibre. Și este bine să fie integrale. Cu lapte, cu iaurt, cu... nu știu, cum puțină îți place. Miere? Fără niciun fel de problemă. Da? Cu o linguriță de miere, de ce nu? Cu sirop de agave. Adică poți înlocui zahărul. Normal. Cu ștevia. Se poate înlocui ca să capeți un pic acel gust de dulce. Ideea este să nu... cereale... ar fi bine... Uite, fructele le poți adăuga în iaurt. Decât să iei din comerț iaurtul cu fructe, care conține foarte mult zahăr. Da, atunci este bine să îți iei iaurt normal și să adaugi fructe fără niciun fel de problemă. Așa este. Îți mulțumesc tare mult, Carmen. Eu îți mulțumesc. Te aștept cu mare drag și data viitoare să mai vorbim. Fără niciun fel de problemă. Mulțumesc frumos. Mersi și eu. Dragilor, dacă tot am vorbit de fructe, de legume, de tot felul de minuni, păi hai să mergem la căsuța Laurei și să furăm o rețetă din dulapul ei. Priviți. Dragi prieteni, azi vă invit la o savuroasă tocăniță de vițel țărănească, simplă, cu ingrediente la îndemână, ceva bun tare. Să începem! Am aici carne de vițel tăiată deja cuburi, în general este o carne macră cu foarte puțină grăsime. Am curățat, spălat și tăiat cubulețe, 3 cepe galbene,
am spălat treiarde, i-am curățat de cotor și zâmburi și am tăiat pulpa cu bulețe. Într-o cratiță încăpătoare am încins 2-3 linguri de ulei și am pus ceapa la călit, amestecând des, circa 10 minute până se înmoaie și capătă un aspect translucid. Moment la care adăugăm și ardeiul, călindu-l până când se înmoaie. În această perioadă e risc să se ardă ușor, așa că supraveghem atent, potrivim focul și amestecăm des. Pentru a preveni arderea, puteți picura puțină apă, eu prefer să evit asta, dar nu e greșit, doar că schimbă nițel gustul legumelor, dar e o alternativă bună dacă vreți să evitați multă prăjoală sau dacă vă temeți că nu puteți evita arderea legumelor altfel. Și ardeii sunt gata. E momentul să adaug carnea pe care o călesc la oaltă cu legumele. Amestec des până când carnea se deschide la culoare pe toate părțile. Sting totul cu un pahar de vin alb sec. Las să fiarbă câteva minute până se evaporă tot alcoolul. Între timp, puneți pe un alt ochi al aragazului o oală mică cu apă la fiert. Acesta e un truc învățat de la sacra mea. S-a întotdeauna apă fierbinte la îndemână când gătesc vițel. Ea e convinsă că dacă adăugăm apă rece peste carne, aceasta se va întări. Din același motiv, nu adaug nici sare de la început. Nu sunt 100% sigură că aceste două detalii au substrat științific. Sunt curioasă să-mi spuneți și voi, dragi prieteni, dacă procedați cumva altfel. Oricum, apă fierbinte pusă în tocană nu are cum să strice la orice carne. Abia eliminăm din start timpii morți cât așteptăm să dea lichidul adăugat în fiert. Așa că, după părerea mea, e un truc de aplicat la orice tocană ca să meargă treaba cât mai bine. Alcoolul din vin s-a evaporat, așa că adaug apa fierbinte, pun cât să acopere carnea cu două degete. Am adăugat și două lingurițe de boia dulce și piper după gust. Boia am pus-o aici mai mult pentru culoare, dar în cazul în care gătiți tocana aceasta iarna și nu aveți ardei proaspăt, îl puteți înlocui doar cu boia, dar adăugată după ce am călit ceapa și carnea și nu o lăsăm să se călească mult, deoarece devine amară. Așa că, imediat după ce am adăugat paprika, amestecăm puțin, după care adăugăm vinul. Tot ce avem acum de făcut este să acoperim cratița cu un capac, să dăm focul încet, în așa fel încât mâncarea noastră să se gătească în clocote mici și constante. Timpul de gătire variază de la caz la caz, în funcție de calitatea cărnii și de vârsta animalului. Singura metodă de a afla cu adevărat dacă e făcută e să gustăm. Carnea nu trebuie să aibă o textură cumoasă, tare, ci fragedă și ușor de tăiat, cu o textură moale ce se topește în gură. Tocmai asta e textura pe care o am eu acum la cărniță, după o oră jumătate de preparare. Când carnea e gata, adaug o roșie tăiată cu bulețe. În loc de roșie puteți folosi o lingură de pastă de roșii pentru a se găti. Roșia mai are nevoie de circa 10 minute, timp în care am pus și sarea, de fapt a pus-o soțul, dacă vă uitați atenți, vedeți că sunt mânuțele lui băgăcioase pe filmuleț. Tot el a adăugat și două frunze de dafin, pe care eu nu le-am pus pentru că nu-mi plac. I-am zis că le pune degeaba acum, dafinul are nevoie de timp să-și dezvolte aroma, dafinul e una din sursele de dispută la noi în casă, eu îl detest, el îl adoră, amestecăm des acum. Sosul s-a îngroșat, mai picurăm apă dacă este nevoie. Tocana noastră este gata, o luăm de pe foc și abia acum adaug 5 căței de usturoi zdrobiți. Nu îi pun cât tocana e pe foc, deoarece le-ar lua din iuțeala specifică. La final, pentru un gust proaspăt, presar o legătură de frunze verzi de pătrunjel tăiate mărunt și tocana noastră e gata de savurat. Merge grozav alături de o garnitură de cartofi, orez sau mămăliguță, un adevărat deliciu. Nouă ne place tare mult această tocăniță tradițională, chiar dacă nu este o rețetă rapidă, compensează din plin printr-un gust savuros. Vă aștept cu impresii după ce încercați rețeta! Nu mai încercăm rețeta pentru că este fabuloasă, sănătoasă, plină de licopen, așa cum am învățat noi de la discuția anterioară și mulțumim pentru această rețetă și mulțumesc și eu celor de la Decolteșo pentru frumoasa mea ținută de astăzi și acum vreau să vă fac o invitație la plimbare. Dacă tot avem aceste zile frumoase de toamnă, păi hai să mergem așa la pas și să descoperim Bucureștiul, să ne plimbăm
pe străzi. Avem niște tururi pentru voi, de-abia aștept să ieșiți așa în weekend și să savurați momentele petrecute în doi, în familie, cu prietenii și așa mai departe. Anita Sterea, lector în cadrul Fundației Calea Victoriei, a venit la noi și ne face poftă. Bine ai venit, Anita! Mulțumesc de invitație! Vă aștept alături de mine să ne plimbăm împreună. Păi o să-mi iau niște pantofi comozi, niște încălțăminte așa cum trebuie, ca să pot să fac față acestei plimbări. Așa e. Așa. Și să te întreb pe unde mergem mai întâi. Mergem prin Dorobanți? Îmi place foarte mult această zonă din București. Mergem în zona Dorobanți Capitale, o zonă care e foarte bine conservată, o zonă care este protejată chiar de patrimoniu și este o zonă în care odată ce încep să o descoperi, te simți ca în marile capitale europene. Este zona unde avem de altfel foarte multe străzi ce amintesc de capitale unor țări europene și nu numai. Uite, dacă tot te-am prins acum, de ce avem acele străzi cu nume de capitale? Ankara, Sofia și așa mai departe? Numele străzilor în București, de sine stătătoare, să spunem așa, încep odată cu regulamentele organice. Deci început cu secolul XIX, început de secolul XIX, în timpul lui Kiselev. Iar de atunci se ia această decizie ca o zonă nou construită să aibă un subiect comun. Pentru că eram foarte aproape de Ministerul de Externe, care era în Piața Victoriei, unde este astăzi clădirea Guvernului, acolo era Palatul Sturza, au găsit această oportunitate de a folosi nume de capitale, dar nu sunt numai capitale, pentru că este și strada Argentina, deci mai sunt țări acolo. Însă este o zonă care are legătură în continuare cu diplomația, pentru că acolo avem foarte multe ambasade, avem reședințe de ambasadori, avem foarte mulți diplomați ce sunt cazați în aceste mici pălățele care iau naștere în perioada interbelică. Este o zonă care începe să fie construită la început de secol 20, dar perioada de apogeu este cumva în anii 20, deci în anii post-belici. Și întotdeauna mi s-a părut o zonă așa sofisticată, liniștită, se vede că se trăiește bine acolo în Dorobanți. Da, este o zonă în care dacă ne-am plimbat pe străzi nu avem nume sonore, cu niște excepții, pentru că în zona aceea a stat și Malaxa, a stat și Elena Lupescu, a stat și Max Sauschnitz, deci avem și niște industrie și avem niște nume care au rămas cumva în memoria colectivă, dar în rest erau case folosite de avocați, de, spuneam, diplomați. Astăzi, în casa unui diplomat este un muzeu foarte frumos, muzeul Victor Babeș, fiul lui Victor Babeș fiind diplomat de carieră, deci cumva vedem legăturile. Avem Casa Zambac Cian, care este absolut minunată, sau muzeul hărților și cărții rare, care la fel este găzduit într-o casă minunată. Muzeele acestea ne ajută să pătrundem în aceste adevărate capodopere arhitecturale și să le descoperim și interiorul, pentru că da, ne plimbăm noi pe străzi, admirăm clădirea de afară, dar de multe ori ne imaginăm oare ce-o fi înăuntru. Sau ne gândim și ne dorim să pătrundem în asemenea casă. Iar muzeele ne ajută și pe lângă asta au apărut și câteva restaurante care la fel ne oferă acest prilej. Da, cu siguranță. Uite, dacă tot mă gândesc la muzeul Zambaccean, pe care l-am vizitat de câteva ori, are o colecție scumpă și micuță, dar relevantă și casa este superbă. E minunat să te plimbi, să-i observi interiorul și să te gândești că acolo cândva, nu, a stat cineva, s-a plimbat și tu te plimbi pe urmele lui. Băile sunt la fel, nu s-a intervenit asupra lor, deci este conservat foarte bine. Și nu este doar acolo. Sunt foarte multe case care, ajungând pe mâna cui trebuie, au reușit să păstreze acea atmosferă. Adică realizezi patrimoniul pe care îl ai, realizezi că mobilierul nu este unul oarecare și sincer, decât să-l înlocuiești, decât să-l înlocuiești cu ceea ce ai azi pe piață și care după, nu știu, două mutări începe să scrape, prefer o masă sau un dulap din lemn masiv. Dacă ai vitralii, poate te gândești de două ori înainte să spui un termopan și zici, măi, dar parcă totuși aș restaura ceea ce am aici. E adevărat că îți trebuie și
banii necesari. Adică în zonă avem oameni care au și potența aceasta financiară pentru a conserva și a valorifica așa cum trebuie patrimoniul pe care îl dețin. Așa este. Cât mergem în Dorobanți cu tine pe ceva? În Dorobanți avem plimbări în 10 și 11, deci la finalul săptămânii acestea, 10 și 11 septembrie, iar toate informațiile le găsiți pe site-ul victoriei.ro. Dacă nu greșesc, Dorobanți este vineri seara și Parcul Ioanit sâmbătă dimineață. Păi hai să vorbim și despre Parcul Ioanit, să-i aflăm așa povestea, pentru că este micuț și frumos. Parcul Ioanit este o altă zonă care pe mine mă fascinează. De altfel, aș putea să spun că ceea ce găsim în Dorobanți pornește de la ceea ce s-a întâmplat în Ioanit, pentru că este vorba de acest concept de lotizare. Adică primăria cumpără un lot mai mare pe care îl împarte în niște bucăți de pământ mai mici pe care le scoate mai apoi la licitație. Asta s-a întâmplat cu proprietatea lui Ioanit, care era un editor de carte. Cel care coordonează tot procesul acesta lotizării în zona Ioanit este Vintilă Brătianu, de altfel primarul capitalei la momentul acela și cel care de altfel își va face și o casă în zonă, în stil neoromânesc, o casă minunată proiectată de arhitectul Petre Antonescu. Și cumva pornind de la acest model de dezvoltare urbană, pentru că asta aveam, vom ajunge și la proiectul din zona Dorobanți. Deci cele două plimbări, dacă veniți la amândouă, ele sunt cumva, aș putea să spun, înrudite. Zona Ioanit păstrează atmosfera de final de secol XIX pe început de secol XX, deci este un pic mai veche decât ceea ce aveam în zona Dorobanți, ca zonă construită. Este o zonă la fel foarte bine conservată, protejată de lege. În zona aceasta avem din nou oameni cu meserii ce locuiau acolo. Deci nu avem nume sonore, exceptându-l poate pe Vintilă Brătianu sau doctorul Iliescu, nu avem alte nume sonore, dar este o zonă în care descoperim cum orașul acesta se dezvoltă, descoperim povestea lui Ioanit, descoperim cele două parcuri care de multe ori ele sunt confundate. Mă gândesc la Parcul Ioanit și Parcul Grădina Icoanei, care sunt despărțite așa de o stradă, dar în mintea unora este unul și același parc. Exact, același parc. Exact. Da, pentru că sunt și foarte apropiate. Exact. Parcul Grădina Icoanei, având legătură cu Biserica Grădina Icoanei, o biserică foarte frumoasă, ridicată de un slujbaș al lui Brâncoveanu, distrusă de un incendiu, iar singurul obiect ce nu a fost distrus a fost o icoană făcătoare de minunea Maicii Domnului, care există până astăzi în biserică. Așa că oamenii, după ce biserica a fost construită, când erau întrebați unde mergi, acolo la Biserica Icoanei, deci de aici povestea numelui. Descoperim Biserica Anglicană și relația pe care Regina Maria a avut-o cu această comunitate și cum a ajutat ca această biserică să fie ridicată în București. Descoperim povestea Școlii Centrale și povestea lui Mincu, cum Mincu este legat de această zonă și casa chiar a lui Ion Mincu, iar acum am permis să fac o scurtă paranteză pentru că va urma Street Delivery, cred că weekendul următor. Vedeți dacă ce se va redeschide. Da, da, toată lumea așteaptă. Au trecut 2 ani, nu? Anul trecut s-a făcut, dar n-a mai fost, cumva și-au schimbat conceptul din cauza pandemiei, adică nu mai închidem doar strada Artur Verona și facem acolo tot și ne-am mutat în zone diferite ale orașului. Se păstrează și anul acesta aceeași idee, dar mă aștept ca totuși pe Artur Verona, e adevărat că n-am văzut programul, să se întâmple mai multe activități și asta vreau să spun telespectatorilor voștri, că dacă cumva văd că este deschisă Casa Mincu în timpul festivalului Street Delivery, să pună pe listă, pentru că este o șansă ce merită valorificată. Spune-ne ce găsim acolo dacă tot ne face așa. Casa lui Mincu este o casă pe care Mincu de altfel o cumpără de la un alt arhitect, arhitectul Bureli, el doar o extinde, deci nu o dărâmă și o construiește de la zero. Este casa care astăzi găzduiește Ordinul Arhitecților din România. Se păstrează o parte din mobilier și efectiv faptul că pășești pe acolo pe unde a pășit la rândul său Mincu este, cred eu, o mare mândrie. Într-adevăr, și uite, dacă tot vorbim de plimbări și de străzi închise, știi prea bine că în weekenduri se închide circulația mașinilor pe Calea Victoriei și atunci pietonii se pot bucura și se pot plimba pe acolo. Și mi-amintește de vremurile de altă dată, nu? Când se ieșea la plimbare, nu? Pe Calea Victoriei. Era o zonă de promenadă, fără discuție, Calea Victoriei și mă bucur să văd atât de
animată fiind astăzi, avem o plimbare chiar pe 2 octombrie pe Calea Victoriei. Aceea este cea mai lungă plimbare, deci un tur pe Calea Victoriei durează peste 3 ore. De acolo cu începeți? Siguranță ai nevoie de pantofi comozi. Da, da. Începem de la Palatul Cantacuzino, Muzeul Enescu astăzi, și terminăm la Mănăstirea Stavropoleos. Deci aproape întreaga bucată de stradă, însă este strada cu cele mai multe povești. Și atunci asta face ca turul să fie foarte lung. După un an în care n-am avut plimbări, prima plimbare a fost anul acesta pe Calea Victoriei în aprilie și recunosc că a ținut 4 ore fără 10 minute. Adică 4 ore? Eram, ca ați luat fiecare pietricic. Da, eu eram nevorbită, cei care au venit erau nevorbiți, toată lumea avea întrebări și așa că ne-am... Am povestit aproape 4 ore. Ce mai descoperim pe acolo, avem, la Victoriei? Avem foarte multe palate. Este o stradă aristocrată. Descoperim cum această stradă este transformată de la acel pod al Mogoșoaiei la Calea Victoriei. Descoperim familii aristocrate ce au stat pe Calea Victoriei. Spuneam de Cantacuzino, familia regală, familia Ghica Grădișteanu, casa Lenz Vernescu este de asemenea pe aceeași stradă. Povestim de ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89, povestim de rolul culturii în dezvoltarea acestei străzi, și aici mă gândesc la Ateneul Român sau la Academia Română, vorbim de instituții financiare importante și aici vorbim de CEC, dar și o să includ acum și faimoasa bancă Marmoroș Blanc, care a fost restaurată și care arată impecabil. Este poate un proiect de restaurare ce ar merita premii internaționale, nu doar naționale. Într-adevăr. Așa că avem de toate în această plimbare. Întrebări să fie, nu? Întrebări sunt întotdeauna. Sunt și întrebări, sunt și completări, pentru că foarte mulți vin cu povești personale. Vin cu povești personale și asta ajută foarte mult. Sunt foarte multe case unde nu am informații despre perioada comunistă, ce a fost acolo. Și vin și spun, stați că aici a lucrat mama. Nu mult, dar vreo 2 ani a lucrat și ea era la institutul, nu știu, de proiectare. Ok, deci o informație pe care am aflat-o și care de multe ori mi se confirmă după vreo, nu știu, câteva luni, vine altcineva și îmi spune același lucru și deja pot să spun că e o informație cât se poate de sigură. Apoi sunt întrebări de conjunctură, întrebări istorice, adică de asta e, de ce a fost nevoie să-l aducem pe Carol în țară, dar care era viața, cum își petreceau ei timpul liber, spre exemplu. Am avut tururi cu copii, unde copii, da, vin, da, vin părinți cu copii, am chiar o poveste foarte haioasă cu o doamnă care și-a adus copilul prima dată, apoi și-a adus copilul și soțul și următoarea săptămână, deci avem prima sâmbătă, a doua sâmbătă și în a treia sâmbătă nu se înscrisese la plimbare. Și s-a trezit copilul, s-a dus în cameră la amândoi și a spus, voi ce faceți? Noi avem tur cu Anita la 11 și primesc un telefon și că noi nu ne-am înscris. Spunem că mai e loc și pentru noi, că fiul meu ne-a scos din casă. Deci pot să zic că plimbările dau dependență și cei mici sunt foarte încântați, iar asta m-a bucurat. Păi aici este meritul tău, pentru că povestești atât de frumos și ai mereu atâtea informații la îndemână, așa că normal că oamenii vor să se plimbe alături de tine. Noi îți mulțumim tare mult că ne-ai făcut poftă și nouă de plimbare. Poate te trezești cu noi în weekend-uri, da? Ar fi cea mai mare bucurie pe care mi-ați face-o. Vă aștept cu drag. Îți mulțumim tare mult și toate detaliile pe site-ul Fundației Calea Victoriei, da? Să te caute acolo. Exact. Lector Anita Sterea. Îți mulțumim exact. Tare frumos. Mulțumesc frumos. A venit momentul să dăm legătura în studioul știrilor Metropola TV, unde ne așteaptă colega noastră Iulia Bălușă cu cele mai noi informații. Bun venit, Iulia! Spune-mi, te rog frumos, dacă Mădălina Ghenea a fost înținută corespunzătoare la Festivalul de Film de la Veneția. Bună ziua, Dana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Da, într-adevăr, apariție spectaculoasă a Mădălinei Ghenea la Festivalul de Film de la Veneția. Românca a defilat pe covorul roșu într-o rochie neagră care i-a pus formele, bineînțeles, în evidență. Frumoasa românca a avut parte și de un incident, dar vă spun imediat în jurnal despre ce este vorba. Vă mai spun și că vânzările de alimente și băuturi ambalate în sticlă sau la doză cresc de 3 ori mai repede decât cele din plastic. De ce s-a întâmplat acest lucru, aflați în câteva momente. Și revenirea lui Cristiano Ronaldo la Diavolii Roșii face furori în rândul fanilor clubului. La numai 12 ore de la punerea în vânzare a tricourilor cu numele superstarului, vânzările au depășit 32 de milioane de lire sterline, dar mai multe aflați la ora 15. O să fim numai ochi și urechi, Iulia, îți mulțumim tare mult. Noi luăm o scurtă pauză, iar la ora 15 revin știrile Metropola TV.